Doamnelor, domnilor, bună seara! Candidatul Partidului Șor pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Marina Tauber, a fost exclusă din cursa electorală, iar CEC a suspendat și turul 2 de scrutin. Deciziile au stârnit diverse reacții în societate și misiunea de observare Promolex și-a exprimat dezacordul cu privire la aceste decizii și spune că legislația electorală nu prevede amânarea scrutinului pe motivele indicate de Comisia Electorală Centrală. Între timp, CEC a anunțat că turul 2 al alegerilor locale pentru primăria Bălți va fi organizat duminică, 19 decembrie. Cât de legale sunt aceste hotărâri și ce urmează să se întâmple mai departe? O să vorbim astăzi prin Skype cu vicepreședintele Partidului Șor, deputatul Marina Tauber, și cu expertul în drept constituțional prezent în platou, domnul Vitalie Catană. Domnule Catană, bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara! Înainte de toate, o să vă invit să urmărim un reportaj la acest subiect, după care discutăm. Bătălia pentru fotoliul de primar al municipiului Bălți se va da totuși peste două săptămâni. Asta după ce turul 2 al scrutinului electoral local, care urma să aibă loc la data de 5 decembrie, a fost suspendat. În cadrul ședinței de lucru organizată duminică 5 decembrie, membrii Comisiei Electorale Centrale au declarat că alegerile nu pot fi desfășurate cu doar un singur candidat, ori cu un alt concurent, așa cum se vehicula în presă. În niciun caz nu s-a mers cu organizarea în continuare a turului 2 cu un singur concurent, așa cum s-a vehiculat anterior, sau o eventuală includere a unui alt candidat în locul celui care a dispus instanța să fie exclus. La o zi distanță, însă, membrii CEC schimbă macazul. Aceștia au dispus organizarea turului 2 al alegerilor din Bălți la 19 decembrie, iar în lista de vot să se regăsească doi candidați, incluși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute în primul tur de scrutin. Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidați se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obținute în primul tur de scrutin. Dacă unul din cei doi candidați se retrage din cursa electorală până cel târziu cu 7 zile înainte de ziua votării, scrutinul se va desfășura între candidatul rămas și următorul candidat care a acumulat cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Este de menționat faptul că Marina Tauber, candidatul Partidului Șor, nu s-a retras din cursa electorală, ci a fost exclusă la cererea CEC, după ce Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe, asta deși Curtea Supremă de Justiție nu venise încă cu o decizie finală în acest sens. Am încercat să obținem mai multe detalii de la președintele CEC, dar Angelica Caraman ne-a închis ușa în nas. Dar niște comentarii despre faptul că sunteți dați în instanță judecate de către Marina Tauber. Totuși, mai târziu am reușit să luăm legătura telefonică cu vicepreședintele CEC, Pavel Postică, aflat în afara țării. Dimineața ați spus că dacă unul dintre cei doi candidați retrage, scrutinul se va desfășura între cel rămas și următorul. Iată, Marina Tauber nu s-a retras, a fost exclusă. Asta sunt lucruri diferite. De ce totuși ați făcut referință la acel articol, și fiindcă ea nu s-a retras de bunăvoie, dar a fost eliminată, care este cu totul altceva? Ați citit atent prevederile articolului, acolo scrie foarte clar că alegerile au loc între doi candidați. Da, dar ea nu s-a retras, nu e cazul de retragere, e vorba de excludere. Da, și eu vă răspuns la întrebare, între doi candidați. Pavel Postica a mai fost întrebat cu privire la participarea lui Boris Marcoci, candidatul PAS, la scrutinul electoral din 19 decembrie. Acesta însă s-a eschivat de la un răspuns concret. Ieri în conferința de presă ați spus că alegerile nu pot fi organizate cu un singur candidat și nici Boris Marcuci nu poate fi al doilea contracandidat. Azi aveți o altă poziție și de ce s-a schimbat în viziuni, fiindcă... Mă cunosc eu pe mine, eu cu rare cazuri ofer nume de candidați decât este strict necesar pentru a puncta ceva. Și eu în conferința de presă am punctat doar numele candidatului despre care era vorba, Marina Tauber. Eu nu am pomenit alt nume, de asta nu vreau să comentez așa ceva.
În primul tur de scrutin pentru primăria Bălți, candidatul independent Nicolae Grigorișin a obținut 20,93% din voturi, fiind la mare distanță de Marina Tauber, pe care au ales-o 47,93% din cetățeni. La decizia autorității electorale, ea a fost exclusă însă din cursă, iar hotărârea judecătoriei Bălți a fost menținută de Curtea de Apel Bălți și Curtea Supremă de Justiție. Drept urmare, turul 2 al alegerilor locale din Bălți a fost suspendat printr-o decizie fulgerătoare a CEC, luată cu doar 30 de minute înainte de deschiderea secțiilor de votare. Așadar, domnule Catană, cum comentați dumneavoastră excluderea doamnei Tauber din cursa electorală, dar și decizia fulger a Comisiei Electorale Centrale, care cu doar 30 de minute înainte de deschiderea secțiilor de votare a amânat turul 2 al alegerilor locale din Bălți? Motivul invocat de CEC este că partidul politic Șor nu ar fi declarat banii cu care au fost alimentați activiștii. În același timp, nu am văzut ca vreun alt concurent electoral să declare asemenea cheltuieli similare. Chiar misiunea de observare Promolex și-a exprimat dezacordul și spune că legislația electorală nu prevede procedura de suspendare a desfășurării turului 2 de scrutin pe motivul indicat în hotărârea CEC. Care este opinia dumneavoastră la acest capitol? În primul rând, în ceea ce privește această instituție, un ONG, de fapt, nu cred că constituie un reper important în momentul ăsta, din perspectiva mea, pentru că chiar dacă de data asta a dat o apreciere corectă, dar în fond, acea persoană care este vicepreședinte, înțeleg, la CEC, provine de acolo, s-a recomandat de-a lungul anilor ca o... un ONG, organizație neguvernamentală afiliată armatei de organizații controlate de Maia Sandu. Și repet, nu cred că trebuie să reprezinte o referință pentru ceilalți comentatori, în special pentru juriști. Orice jurist calificat poate să dea o apreciere în baza propriilor cunoștințe, lecturând elementar codul electoral. În ceea ce privește situația creată, este foarte limpede că ea ține de natura politică a momentului. Maia Sandu, și am spus-o și cu alte ocazii, cred că și la emisiunea noastră, este în mod evident pe un trend descrescător și iată au început să apară situații în care lucrul ăsta se confirmă cu cifre reale. Da? Iată, la Bălți a câștigat primul tur cu un scor confortabil doamna Tauber și asta se înscrie în acea logică despre care eu am vorbit. Asta o deranjează pe Maia Sandu și sigur că reacția, instinctul imediat, unul animalic, că nu e unul de logică politică, în mod evident, a Maia Sandu este să facă cumva să oprească treaba asta. Că ea nu are eficiență, e o altă discuție. Dar discutând în momentul creat, situația creată, deci aceasta este logica și ei, la toate problemele pe care le au una și poate cea mai gravă. Și anume, problema lor cea mai mare este incompetența și lipsa de carte elementară, de pregătire elementară a oamenilor care o înconjoară pe Maia Sandu. Și ei probabil au mizat pe mecanisme de astea de chichițe juridice, prin CEC, prin instanță și să o elimine pe Tauber din cursa electorală. Dar n-au reușit nici atât, pentru că, iată, treaba asta că CEC a intervenit cu această motivare, cu hrana nedeclarată, e puierilă. Dacă asta ar fi motivarea, probabil că PAS ar fi primul care ar fi trebuit exclus din lista partidelor, pentru că se pot, din punctul meu de vedere, constata multe încălcări comise de acest partid. Iată, aș întreba de unde banii, acele milioane despre care s-a vorbit, plătite unei instituții sau unei agente media din
România pentru activitate de trolling, da? S-a vorbit acolo de milioane, cel puțin un milion sau nu știu cât. Și lucrul ăsta este vizibil, pentru că acești troli sunt prezenți pe rețele de socializare, știm cu toții că există, dar pentru că toată puterea astăzi este în mâna Maia Sandu, nimeni nu apucă de mânică să o întrebe. Deci motivul este unul puieril. Dar el este invocat pentru că s-au trezit, că iată, chiar cu jumătate de oră înainte de alegeri, nu aveau o motivare pentru că au întârziat cu acele hotărâri ale instanțelor de judecată, pentru că, în mod normal, fiind vorba despre o hotărâre de a instanței care nu este irrevocabilă, deci încă nu este executoare, Marina Tauber trebuia să participe în mod normal în turul 2. Deci alegerile trebuiau să aibă loc. Și pentru că n-au avut această rezolvare, fiind neîncadrați în termenele prevăzute de lege, pentru că, repet, pur și simplu sunt incompetenți, nici măcar atât nu i-a dus mintea să facă calculele, să analizeze termenele astfel încât măcar, chiar dacă procedează ilegal, măcar formal să aibă acoperire. Vedem că nici la atât nu sunt pricepuți. Și atunci au aplicat această motivare puierilă, penibilă, repet, care, na, ce să zicem. Deci asta este explicația acelor întâmplate. Mai departe, sigur că trebuie să discutăm în plan mai larg motivarea propriu-zis, și am atins-o în parte, dar și efectele politice, pentru că de asta trebuie să discutăm în fond. Este vorba de bătălie politică și aici iarăși se pune problema mizei, din punctul meu de vedere. Care ar fi miza pentru Maia Sandu? Că la Bălții, de exemplu, care, a fost usat, după aia Grigorie și acum că e Marina Tauber, adică care ar fi problema pasului care nu este în joc acolo? Adică dacă i-ar face jocul lui Grigorie, înseamnă că fac un joc împreună cu USAT, pentru că Grigorie știm că vine pe filiera partidului condus de USAT. Și atunci eu stau și mă întreb la ce trebuie Maia Sandu un asemenea joc. Un joc care, din punctul meu de vedere, repet, nu ajută cu nimic, pentru că nu are nicio miză. Miza pentru PAS și Maia Sandu lipsește. Sigur că în contextul în care încep să fii pe un trend descrescător, cu o grămadă de probleme, iată numai problema cu contractul cu Gazprom cât face și cât dăunează imagini, cea mai bună rezolvare era ca PAS-ul să se delimiteze de ce se întâmplă. Și ușor lucrul ăsta de rezolvat, spunând și explicând că la Bălți avem un electorat specific care votează USAT, Grigorișin, acum au votat Tauber și pentru autoritățile centrale nu este nicio problemă, așa cum lucrurile au decurs până acum, așa ar trebui să decurbă și de acum încolo, numai că, iarăși, din incompetență, iarăși, căutăm resorturi, dar eu de multe ori constat că Maia Sandu și Camarila Dânsei acționează de multe ori irațional și atunci noi degeaba căutăm explicații logice, raționale, pentru că ele nu există. Ele pot fi motivate pot fi explicate prin reacții nervoase, prin reacții în baza unor, să spun așa, momente de lipsă de control psihic și de alt gen. Numai nu, repet, nu putem judeca în categorii raționale și logice ceea ce face Maia Sandu, pentru că, repet, îi dăunează mai mult jocul în care s-a implicat. Cu siguranță, oricare ar fi deznodământul, ea va pierde această bătălie, pentru că miza la nivel național nu o reprezintă primăria Bălțului. Miza o prezintă, să spun așa, setarea jocului politic la nivelul Republicii Moldova în general.
Și din punctul ăsta de vedere, Maia Sandu, în mod categoric, are de pierdut. Dar, repet, nu cred că trebuie să căutăm în asta o explicație logică, rațională, pentru că ea nu există. Maia Sandu își modelează comportamentul în funcție de raționamente numai în mintea ei și a consilierilor dânsei, care cred că ușor poate fi dovedit că n-au nicio calificare, nu au pregătirea necesară și atât, nu sunt capabili să modeleze o situație elementară cu alegerile la bălți. Eu aș invoca un precedent, îmi cer scuze pentru intervenție, dar sunt atâtea lucruri de spus. Probabil că m-ați fi întrebat chiar dumneavoastră, dar anticipez. Noi am avut și un precedent, iată, cu Andrei Năstase. Da. Deci m-ați fi întrebat, de evident, da. Luăm ca și cum m-ați întrebat. Sunt comparabile aceste situații? Bine, acolo, vedeți, sunt câteva elemente care fac diferența, dar ca fond e același lucru. Pentru că este vorba despre un candidat, în cazul lui Năstase, unul care a câștigat și constatat acea victorie deja prin rezultatele confirmate, și o reacție a instanțelor de judecată în urma unor demers a PSRM-ului, dar care măcar are justificarea, care are o logică a ei juridică, formală, da? Deci instanța avea competența să examineze, a examinat. Apropo, motivarea acolo, chiar dacă viciază în fond rezultatul, dar motivarea era oricum mai consistentă, pentru că era vorba de participarea, mai multe încălcări, inclusiv, de exemplu, participarea unor actori străini în campania electorală și care în mod expres prevede eliminarea. Da? Deci și soluția logică după asta a fost și cea care a fost, dar măcar așa cum a fost ea incorrectă, injustă, dar ea a avut latura formală măcar respectată. Aici nici măcar atât nu se întâmplă. Deci ei nu respectă nici măcar atât. Sigur că nu e vorba de rezultate finale, dar este limpede că în condițiile în care Tauber a luat în primul tur 48%, era clar că în turul 2 îi va câștiga iarăși detașat și nu se punea problema învingătorului. Deci dacă luăm la detalii, sigur că nu este o situație identică, dar ca esență, sigur că este aceeași situație. Și aici sigur că vorbim și de consecințe. Eu cred că atunci guvernarea, chiar dacă a făcut trimitere la faptul că nu s-a implicat și decizia aparținut instanței de judecată, dar guvernarea de atunci a avut de plătit pentru acea decizie. Și eu cred că și Maia Sandu va avea de plătit și acum pentru momentul actual. Cum calificați dumneavoastră ședințele nocturne și graba în care a fost decisă soarta Capitalei de Nord? Și cum comentați faptul că dosarul a fost plimbat la Chișinău, iar apoi revenit la Bălți? Fostul președinte al țării, Igor Dodon, spunea că este o obrăznicie. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Ei tot, acum știți, eu cred că noi ar trebui să începem, bine, cu atenția de rigoare, să-i copiem pe cei de la PAS, pe Maia Sandu, sau cel puțin să-i mai cităm din când în când, pentru că noi ne amintim că uneori administrațiile sau guvernările anterioare luau decizii seara sau în momente mai nocturne, toate că legea nu e un impediment din punctul ăsta de vedere, mai ales în cazul guvernării și activității și a Parlamentului și a Guvernului, de exemplu, este autoritate în mod continuu, 24 de ore din 24, și dacă e nevoie, de exemplu, ne putem imagina, Doamne ferește, că poate interveni o situație de urgență și atunci Parlament sau Guvernul trebuie să reacționeze chiar și la ore nocturne, la 3 noapte, dacă trebuie. Deci n-ar fi o problemă, dar tot Maia Sandu și PAS atunci protestau și strigau în gura mare, noaptea ca hoții. Sigur că acum primul lucru care ne vine și nouă în minte
Ne vine să spunem tot la fel, au acționat noaptea ca hoții. Sunt cuvintele lor și eu nu fac decât să-i citez. Problema pentru ei este că graba asta și problema asta nu corespundea unei necesități reale. Repet, conform normei legale, turul 2 trebuia să aibă loc la Bălți. Nu exista nicio soluție care să oprească acest lucru și atunci ei au fost nevoiți să acționeze fiind constrânși de aceste termene, încercând aceste tertipuri și din incompetență. Repet, eu cred că asta este pentru că dacă ești atât de diabolic și vrei să faci lucrurile astea, măcar poate mai minte și o faci, anticipezi pașii, îți construiești o strategie. Nici măcar nu e nevoie de multă capacitate în acest sens. Dar, așa cum am spus, nu-i duce mintea nici măcar atât și atunci s-au trezit că expiră orele la care trebuie, nici măcar zilele, dar orele la care trebuie să se dea deciziile și au trebuit să se întrunească noaptea ca să dea acele decizii. Noaptea ca hoții. Spun și eu că e dânsii. Da, sintagma asta, noaptea ca hoții, în acest context vreau să vă întreb cu ce se deosebesc actualii guvernanți de cei anteriori cu care odată erau în luptă. Cei de la PAS spun că acționează absolut conform legislației și legal. Dumneavoastră, cum credeți? Nu. Este așa? Nu. Că, deci, până și acele organizații care sunt controlate de Maia Sandu sunt nevoite să recunoască că se acționează împotriva legii, sigur că e împotriva legii, deci accentuăm, nu există această instituție a suspendării sau amânării turului 2 cu această motivare. Nu are cum. Deci este ilegal. Problema este că nu doar că ei se acoperă de lege, nici măcar nu fac acest efort. Am auzit și această argumentare, că da, știți, ăștia de la PAS sunt mai tineri, mai greșesc, mai încalcă legea, dar sunt bine intenționați. Deci ultimul, chiar azi am reacționat la treaba asta, ultimul argument pe care îl au ei, că chiar dacă se încalcă legea, dar sunt bine intenționați. Ei, eu asta vreau să insist să spun, că tocmai despre bune intenții în cazul Maia Sandu și PAS nu poate fi vorba, pentru că este vorba despre niște oameni vicleni, niște oameni ipocriți, niște oameni care nu, iarăși am mai scris și am mai post cu ocazie că acești oameni nu reușești să reacționezi la câte minciuni și la câte situații creează ei într-o singură zi. Uh-huh. Eu vreau să le spun telespectatorilor că încerc să-mi limitez intervențiile chiar și pe Facebook, zic măcar cel mult o dată pe zi. Și nu reușesc pentru că ei în fiecare zi sfrunizează asemenea situații mai multe. Înțelegeți? Și trebuie să reacționezi, că nu poți lăsa fără atenție asemenea abuzuri, asemenea încălcări. Acolo cu gazul, iată, încheie un contract și noi plătim și nu știm ce vom plăti, iată cineva mă întreabă, da, vom plăti acele datorii istorice declarate, da, vom plăti, vor fi indicate în factură, dar este legal pentru că eu am plătit la timpul respectiv pentru gaz. De unde acele datorii istorice? De ce mi se pun mie că eu am plătit conform contorului așa cum mi-a venit factura? Și iată, în fiecare zi lucruri de astea sunt multe. Și noi trebuie să le spunem, deci nici măcar atât, eu asta vreau să accentuez pentru că ăsta e ultimul lor argument pe care îl aud și trolea pe fabrica de troli, pe rețele de socializare, în comentariile analiștilor de curte, ăsta e argumentul lor, că da, încalcă legea, știți, dar măcar sunt bine intenționați că vor să facă bine. Nu este adevărat, vreau să insist să spun că tocmai aici este problema cea mare, că Maia Sandu și acest PAS nu sunt bine intenționați. Ei sunt ghidați de gruparea care a dus la putere, acel clan care a dus la putere. Și sigur, și ca efecte colateral, sunt motivați de faptul că vor să se îmbogățească. Pentru că mulți dintre ei, să vedeți că își vor spori averile după doar, iată, câteva luni de guvernare.
Apropo, și referindu-ne la motivul invocat de CEC pentru care a fost exclusă doamna Tauber din cursa electorală, avocații doamnei avocat susțin că nu au existat nicio probă concretă. Erau doar niște poze, niște fotografii atașate cu careva cecuri de pe care nu se înțelegea nimic. Iar instanța a refuzat să audieze principalii martori în acest caz. Cum calificați această acțiune? Asta sigur că deja ține și de justiție. Și asta trebuie să o spunem, pentru că dacă cetățenii observă, parcă și ideea asta cu reforma în justiție a cam pierdut din intensitatea care o constatam anterior în discursul Maia Sandu și a celor de la PAS. Eu înțeleg că problema începe să iasă din actualitate și de pe agenda lor, pentru că scopul lor, de fapt, nu a fost să reformeze justiția și să facă o justiție performantă și în interesul cetățenilor, care să facă cu adevărat justiție, dar scopul lor a fost să pună controlul asupra justiției, propriul control, în dauna celor care au fost anterior. Și eu, iarăși, lucrul ăsta l-am spus. Am spus că nu vor ei să facă reforma justiției. Și mulți întrebau, dar care este scopul? De ce ar face asta? Păi iată, acum constatăm care este scopul. Scopul, în ce privește controlul justiției, este ca astăzi să constatăm că justiția ignoră, în primul rând, nu că ignoră, pentru că nici nu-i cazul, pentru că proba trebuie să o facă cel care o invocă. Da? Dacă cineva invocă în motivarea excluderii unui concurent electoral o anumită problemă, trebuie să aducă probele necesare. Dar eu înțeleg că aceste probe nu au fost aduse și atunci nici nu pot să zic că măcar cineva n-a fost lăsat să dovedească contrariul. Constat că, de fapt, n-a fost probată motivarea invocată de instanță. Și eu nu mi-explic decât prin ceea ce am enunțat anterior, ceea ce am avertizat anterior, ceea ce am vorbit cu toată vocea, în toate studiourile, că scopul Maia Sandu este nu să reformeze justiția, ci să-și pună propriul clan în justiție și care să-și rezolve și problemele politice iată de acest gen, să-i dea câștig de cauză atunci când are nevoie și sigur și multe alte situații de ordin privat, de orice fel. Pentru că justiția rezolvă multe dosare, multe categorii de litigii și ei au nevoie de această justiție controlată. Și în momentul acesta putem spune că o parte a justiției este controlată de anturajul Maia Sandu și asta se reflectă și în deciziile adoptate. Așa, între timp, noi revenim la discuție, între timp a intervenit și doamna Marina Tauber. Doamna Tauber, bună seara! Bună seara! Ne auzim. O să vă întreb, dumneavoastră, v-ați așteptat la o asemenea decizie și că o să fiți eliminată din cursă? Și de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Unii experți susțin că guvernarea nu își dorește extinderea partidului politic Șor, deoarece le este frică cumva de transformările similare cu cele care s-au întâmplat și se întâmplă la Orhei. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Eu vreau să vă spun că, în primul rând, eu aș vrea să mă adresez la bălțenii, pentru că susținerea lor a fost una foarte puternică și noi, din numele liderului nostru și din numele echipei noastre, îi mulțumim încă o dată pentru această susținere, pentru aceste 48% care au fost obținute de noi în primul tur. De fapt, acest lucru deja reprezintă victoria foarte clară, cred că pentru toți, pentru că alți contracandidații au fost departe de rezultatele noastre. După astfel de un rezultat, eu cred că tuturor este clar că preferința bălțenilor este candidat din partea domnului Ilan Șor și din partea partidului politic Șor. Pentru că noi am făcut ceea ce am promis în alte localități și programul nostru este unul atractiv din considerentul beneficiilor care sunt oferite și livrate cetățenilor noștri.
Din altă parte, faptul că eu am fost scoas în astfel de condiții, când noi nu am încălcat nimic și în condițiile în care noi am avut susținerea foarte masivă din partea populației, desigur că ne pune pe gânduri. Mai mult ca atât, încă o dată vreau să reiterez faptul că noi n-am fost scoși legal și noi nu am încălcat nimic. Da, extinderea partidului politic Șor este un pericol mare pentru Maia Sandu și PAS. Faptul că partidul politic Șor în genere a adus un nou trend, hai așa să spunem, în politica moldovenească, că noi îndeplinim toate promisiunile noastre, că noi arătăm și ajutăm oamenilor să trăiască, arătăm cum se poate și ajutăm oamenilor să trăiască mult mai bine. Noi am demonstrat tuturor că se poate de trăit bine și în Republica Moldova, prin mai multe reforme sociale, prin mai multe proiecte de infrastructură și așa mai departe. Lumea a văzut că se primește sau s-a primit la orașul Orhei, în raionul Orhei, la Taraclie și în practic 100 de localități. Ceea ce înseamnă că o să fie posibil și la Bălți. Noi am venit cu un program puternic. Niciun alt candidat nu a venit cu astfel de program cum am venit noi. Și este clar preferința lor. Mai mult ca atât, practic toți s-au fost deja la guvernarea municipiului Bălți. Vreau să mă întreb pe mine sau poate pe dumneavoastră. În primul tur nu a fost depistată nicio încălcare. Primul tur a fost recunoscut ca unul valabil. Brusc, după acest lucru, s-au început anumite presiuni pe mine, pe întreaga noastră echipă și iată mai multe declarații că sunt careva încălcări și nedeclarări financiare. În final, eu am fost scoasă pentru câteva tartine care au fost mâncate sau care au mâncat activiștii și simpatizanții noștri. Dar niciun alt contracandidat nu a avut în declarația lui sau ei astfel de cheltuieli, pentru că nu există acest articol. Cum noi putem să răspundem pentru toată lumea care ne susține ce ei mănâncă? Partidul politic Șor nu a cumpărat aceste tartine sau ce a fost acolo, sau prânzuri, eu nici nu știu ce a fost acolo. Și persoana care reprezintă companie de la catering foarte concret a spus în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale că noi n-am avut treabă cu Partidul Politic Șor sau cu candidat Marina Tauber. Și faptul că oamenii mănâncă este ceva normal. Eu am dat întrebarea domnului Postică. Înseamnă că eu ca candidat tot trebuie să declar ce mănânc, ce beau, ce este îmbrăcat pe mine poate. Dar ceea ce s-a întâmplat mai departe, aceste ședințe de judecată care durau practic 20 de ore până la 5 dimineața, până la 6 dimineața și suspendarea legilor, ceea ce nu există în genere, nu e prevăzut în legislația Republicii Moldova, jumătate de oră înainte alegerilor, eu cred că țara noastră și nicio altă țară nu a văzut așa ceva. Clar lucru că aici s-a mers flagrant împotriva legii. Și clar lucru că sunt anumite interese politice. Pentru că să fie scos încă o dată candidatul care are 50% de susținere într-al doilea oraș cel mai mare și ca importanță din țară pentru câteva tartine sau pentru mâncarea activiștilor, mi se pare că e ceva foarte ridicol. Nu doar din considerentul legii și jurisprudenței, dar în genere logic sună cam foarte straniu. Și dacă nu mai sunt alte abateri, ceea ce cel puțin eu știu că ele nu sunt, pentru că echipa noastră a lucrat și a muncit cinstit și eu nu cred că câteva tartine a influențat alegerea bălțenilor. Haideți să fim serioși. Ce înseamnă materia agitației? Înseamnă că noi politicienii încercăm să influențăm alegerea cetățeanului. Și cum credeți, poate tartina mâncată de un activist sau alt activist să influențeze această alegere? Așa, ori și eu ceva vreau să... Nu înțeleg, ori noi continuăm să trăim în țara de minuni. Cred că totuși ceea ce am spus ultimul.
Da. Doamna Tauber, aici vreau să vă întreb cum aveți de gând să acționați mai departe. Ieri, de exemplu, domnul Corneliu Ciurea, analist politic, declara pentru noi că cazul care vă vizează cu siguranță o să aibă sorți de izbândă la CEDO. Dumneavoastră, ce acțiuni veți întreprinde pe viitor? Clar lucru că noi o să mergem pe toate căile legale și o să ne adresăm în toate instanțele superior ierarhice. Și da, o să mergem și la CEDO. Noi nu avem dubii că o să câștigăm, pentru că astfel de precedent nu a fost niciodată, nicăieri. Vom lupta pe toate căile legale și noi nu luptăm pentru noi, nu luptăm pentru victoria noastră, dar noi am promis oamenilor din municipiul Bălți că nu o să-i lăsăm, că o să-i fim alături, că o să-i protejăm de ilegalitățile care sunt comise în fiecare zi în țara noastră. Și acum noi luptăm pentru dânșii, noi luptăm pentru alegerea liberă și democratică a fiecărui cetățean. Noastră și toți cetățenii, noi toți avem dreptul să alegem, dar eu în calitate de candidat, orice alt candidat are dreptul să fie ales. Și faptul că partidul politic Șor, în frunte cu Ilan Șor, noi creștem în ratingurile noastre și îi deranjăm pe partidul PAS, fiind un partid destul de puternic de opoziție, mie acest lucru mi este clar. Dar am vrut să spun, stimați colegi de la PAS, stimați nu pot să spun, colegi de la PAS, voi dacă vreți să câștigați, câștigați voi cinstit. Voi ați pierdut toată influența și la Bălți, practic în alte localități. Lumea nu vă vrea nicăieri, pentru că voi promiteți mult și mare și sare. Și eu astăzi m-am adresat la domnul Alaibă. În alegerile parlamentare, el a fost atât de activ în orașul și raionul Orhiei, a promis că o să aducă proiecte, că o să ajute, o să construiască, o să fac tot. Astăzi când am citit mai multe amendamente pentru orașul și raionul Orhiei, dumnealui, ca președinte al Comisiei de Economie și Ingineri, ca deputat, nu a susținut cu niciun cuvânt, eu nu vorbesc despre votare, cu niciun cuvânt nu a susținut aceste amendamente. Pentru ce ei vin în unele localități, promit ceva și nu fac nimic? La Bălți, la fel, au promis atâtea lucruri. N-au votat niciun amendament care iarăși a venit din partea mea și, dacă voi țineți minte, ei pe ultima sută de metri au scos și acest proiect de lege privind statutul municipiului Bălți, care a fost promis și propus domnul Marcoci, atunci în calitatea dumnealui de candidat la funcția de primar. Se vede că oamenii aceștia, prin genere, nu se țin de cuvânt. Atunci nu prea înțelegem în ce constă lupta pentru Bălți. Oricum, lumea nu vă vede acolo nici ca primar, nici ca putere centrală. Lumea are ură deosebită față de PAS. Am înțeles, domnule Tauber, vă rugăm să rămâneți cu noi. Domnule Catană, cine până la urmă are de pierdut și cine are de câștigat de pe urma acestei situații create la Bălți? În mod cert are de pierdut democrația în general. Pe de altă parte, sigur, mizez pe faptul că va exista o reacție și această reacție trebuie să existe nu doar din partea candidatului la Bălți, Marina Tauber, dar și celorlalte partide, pentru că, din punctul meu de vedere, așa cum am spus și anterior, lucrurile astea nu vor rămâne fără efecte. Au existat reacții. Cei de la BEC s-au spus că Procuratura Generală trebuie să analizeze situația și să... În mod categoric, și aici cei trebuie... Să tragă la răspundere factorii de decizie și cei de la PCRM s-au expus în acest sens. Asta trebuie să o facă părțile interesate, în speță doamna candidat Tauber, să facă demersurile legale necesare în ceea ce cuprire la toate abuzurile comise. Bine, sigur că putem anticipa, iarăși, având în vedere contextul politic și faptul că partidul Maia Sandu a instaurat un control asupra justiției, iată, să dă bătălii și în ceea ce privește procuratura, dar oricum aceste demersuri trebuie făcute pentru a încerca de a face justiție și a face dreptate în aceste cazuri. Dar, repet, eu cred că lucrurile trebuie privite mai larg, într-un context mai larg, și ele se înscriu, din punctul meu de vedere, mă repet, în acea tendință în care Maia Sandu
a început să scadă în preferințele cetățenilor. Lucrul ăsta trebuie în continuare developat. Dacă Maia Sandu consideră că trebuie să acționeze în acest mod în care, iată, am constatat cu toții că nu înseamnă altceva decât abuz de putere, sigur că reacția trebuie să fie pe măsură, iar această reacție a opoziției nu se poate baza decât pe audiența cetățenilor, astfel încât cetățenii să fie cei care în final o vor sancționa pe Maia Sandu. Pentru că, sigur, demersurile vor fi făcute, inclusiv la CEDU. Acolo este speranța cea mai mare, de exemplu, da? Că avem încredere că se dau cât de cât decizii corecte. Dar, în final, cel care votează este cetățeanul și atunci cei care sunt actori pe scena politică trebuie să se facă auziți de cetățeni, să dezvăluie oamenilor că actuala guvernare comite abuzuri și, de fapt, iertați-mă, cam de tot ce se apucă, pe tot ce pune în mână să facă, strică. Adică dacă spun că au scos, eliminat schemele de corupție din domeniul energeticii, nu știu cum le-au eliminat, că prețurile cresc. Din alt domeniu, la fel. Adică spun că au eliminat nu știu ce scheme și pe la VEM, dar în același timp se plâng că bani sunt tot mai puțini. Bine, și a doua parte a întrebării, cine are de câștigat? Politic, eu cred că, sigur că în acest moment candidatul Tauber este, să spun așa, este subiectul în care este rolul principal și în acest moment sigur că are de câștigat ca imagine. Dar eu văd lucrurile pe termen lung. Și atunci aici nu este doar problema partidului pe care dânsa îl reprezintă, dar eu cred că a trebuit să constituie preocuparea opoziției și parlamentare, dar mai ales opoziției extraparlamentare, pentru că eu văd acolo resurse de susținere, de opoziție împotriva abuzurilor puterii. Domnule Catană, ce a anunțat astăzi că totuși turul 2 al alegerilor va avea loc la data de 19 decembrie. Asta ar însemna că ar urma să se dueleze domnul Grigorișin și fostul candidat al PAS, Boris Marcoci. La scurt timp însă, PAS a anunțat că îl retrage pe domnul Marcoci din cursa electorală. Prin urmare, bătălia ar urma să se dea între Grigorișin și fostul candidat socialist, domnul Nesterovski. Socialiștii susțin însă că nu știu dacă vor participa la acest al doilea tur. Și spun că ar fi un joc al guvernării în momentul în care opoziția s-a consolidat în acest sens și au criticat situația dată. Cum sintetizați, vă rog, acest gând? Ar fi frumos din partea celorlalte partide să se retragă. Ar fi fost chiar de-a dreptul un spectacol jenant pentru PAS, dar unul distractiv pentru noi. Să vedem cum Grigorișin câștigă în turul 2 împotriva lui Marcoci, candidatul PAS. Ar fi fost hilar de-a dreptul, ne-am fi amuzat. Situația oricum rămâne amuzantă în continuare, dacă, sigur, depășim latura tristă politică și care ține de justiție. Eu cred că ar fi o idee interesantă ca ceilalți contracandidați să se retragă, să rămână Grigorișin singur pe buletine sau cumva să fie sfătuit Marcoci sau să fie provocat, de fapt, PAS, să vină cu propriul candidat. Iată, ați eliminat candidatul care a câștigat primul tur. Veniți voi cu Marcoci sau cu orice alt candidat și încercați să câștigați. Vedem care a fost miza. Eu cred că sigur că vor pierde și asta nu va însemna decât că se vor face de râs. Și în final cei de la PAS se vor alege cu un schelet în dulapul lor imens. Adică de asta am spus că nu înțeleg miza lor în momentul în care s-au implicat în acest joc, pentru că pentru acest PAS era foarte ușor și pentru Maia Sandu era foarte ușor să se delimiteze de aceste alegeri. Era simplu. Dar în momentul în care s-au implicat și au creat acest schelet în,
în dulapul lor, un schelet care va mirosi foarte urât pentru ei de acum încolo. Și, repet, îmi permit această recomandare pentru alte partide să-și retragă candidații dacă vor fi eliminați și vor încerca să în funcție de următorul care vine să fie impus pe buletin, astfel încât fie Grigorișin să rămână singur pe buletin și atunci Cecu să dea iarăși o apreciere tot nu prea ușoară. Să vedem cum se va descurca Cecul în această situație și în al doilea rând vrând să vedem cum se va descurca Maia Sandu și PAS din punct de vedere politic. Am înțeles. Doamna Tauber, unii experți declarau anterior că guvernarea vrea cu orice preț și sub orice formă să-l facă primar pe domnul Marcoci. Acum s-a retras. Credeți că le este frică poate de un număr jenant de voturi? Eu am citit în presă despre declarațiile că domnul Marcoci se retrage. Eu personal n-am văzut cerere semnată de el. Așa că îmi permiteți să nu comentez ceea ce încă nu există. Înțelegeți? Jocul care face PAS până la urmă nu ne este clar nimănui ce ei urmăresc. Aș vrea să văd cererea semnată de domnul Marcoci și depusă acolo unde ea trebuie să fie depusă. Atunci noi să considerăm că domnul Marcoci s-a retras din această cursă. Dacă dumneavoastră aveți informații despre această cerere, atunci e bine, pentru că eu la momentul actual nu am văzut-o. Și din câte cunosc, ea încă nu există. Nu știu dacă cum au făcut aceste declarații Partidul PAS și nu știu dacă domnul Marcoci este de aceeași părere. Doamna Tauber, ați declarat chiar astăzi că aveți intenția de a crea un front al salvării naționale. Ce ar însemna acest lucru? Acest front este inițiat de noi, de Partidul Politic Șor, și noi îi propunem tuturor să se alăture acestui front, pentru că nu vorbim despre politică, nu vorbim despre culoarea partidului, nu vorbim, sunt cei care o să alăture din flangul stâng sau din flangul drept. Noi, în genere, nu vorbim despre politica sau despre anumite idei politice. Noi vorbim, în primul rând, despre ceea ce că noi toți, cetățenii Republicii Moldova și toate forțele puternice și toți cei care se gândesc despre viitorul țării noastre, trebuie acum să o salvăm țara noastră. Trebuie să ne unim eforturile. Trebuie să nu mai admitem aceste încălcări flagrante ale legii. Pentru că pe locul nostru, mâine poi mâine, poate să fie orice altă persoană sau orice alt candidat sau orice alt inginer cetățean. Noi vedem că legile sunt încălcate de reprezentanții PAS, de partidul de guvernare și ei merg înainte conform strategiilor și conform dorințelor lor. Asta nu înseamnă că mâine poi mâine o să fie nu o să fie orice altă situație care o să pună în pericol cetățenii noștri și țara noastră. Vă dau încă un exemplu. De exemplu, astăzi au fost votate legile bugetului în lectura a doua. Noi am avut timp suficient să depunem amendamente. Dar Secretariatul Parlamentului și Comisia Economică au decis că acest termen o să fie scurtat. Pentru că lor trebuie de transmis aceste amendamente guvernului. Au fost adoptate în grabă? Au fost adoptate în grabă. Au fost adoptate în genere niciun amendament din partea opoziției nu a fost luat în considerare. Au fost ignorate. În genere, niciun amendament. Doamna Tauber, încă o întrebare pentru dumneavoastră. Știu că v-ați adresat partenerilor externi în acest cu cazul scrutinului de la Bălți. Care a fost reacția lor? Mă miră că practic nu a fost nicio reacție. Ei toți au primit mesajele sau scrisorile noastre. Și mă miră că ambasadorii, ambasadele acreditate în Republica Moldova și misiunile diplomatice, misiunile observatorii, ei nu spun nimic. Țineți minte ce a fost deja pe timpul acesta în cazul domnului Anastase. Era gălăgie foarte mare. Toată lumea era foarte vocală.
au fost deja rezoluții adoptate la nivelul Parlamentului European. Dar aici nimeni nu s-a expus. Nici de rău, nici de bine. Nici de partea noastră, nici de partea neutrală. Măcar ceva să spună. Înseamnă că dacă ei nu spun nimic, noi avem dreptate. Pentru că altfel era să spună că noi am încălcat ceva. Dar și din încă o altă parte, ei susțin în totalitate pe cei de la guvernare și admit aceste abuzuri. Eu văd așa. Altă explicație nu este. Cei care sunt siguri în încălcările noastre, de mult deja au ieșit și au spus că noi ceva chipuri le-am încălcat. Și aici știți că toți reprezentanții emisiunilor și eu care observează alegeri și toți cei care sunt din ambasadele străine, mai ales țărilor importante și dezvoltate, ei și vin în cadrul alegerilor și sunt diferite discuții cu ei și așa mai departe. Și brusc pe nimeni nu interesează nimic. Deci în alegeri toată lumea era interesată. Eu nu vreau pur și simplu acum să spun pe nume cu cine m-am întâlnit, care au fost atâta lume era cointeresată. Da. Și acum nimeni nu vreau este cointeresată. Mulțumim, doamna Tauber. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Catană, să vă expuneți foarte pe scurt, că nu mai avem timp. Cum vă pare poziția partenerilor? Tăcerea, mai bine zis, a partenerilor externi în acest sens? Este inexplicabilă pentru că, da, iată, s-a făcut acea paralelă cu situația cu precedentul Năstase și atunci s-a ajuns la acel moment de maximă intensitate când, dacă vă amintiți, s-a ajuns ca în Parlamentul European să fie anulat acel, sau să fie amânat și să fie luată acea decizie de privind creditul de 100 de milioane care se cuvenea atunci Republicii Moldova. Uh-huh. Până acolo s-a ajuns. Iată că aici, într-adevăr, e o tăcere inexplicabilă. Deocamdată îi spune inexplicabil, dar eu cred că nu trebuie să dezarmăm, trebuie să batem la porți, pentru că până și acești ambasadori, la un moment dat, vor trebui să dea răspunsuri și să dea explicații, pentru că lucrurile nu pot rămâne așa. Da, am înțeles. Vă mulțumim frumos pentru prezența. Doamna Tauber, vă mulțumesc și dumneavoastră. O seară și bună. Eu mulțumesc pentru invitație. O seară bună vă doresc. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!